Nu, salariile s-au modificat, cu alte cuvinte, s-a modificat ierarhia domeniilor în care se câștigă cel mai bine. Analiza statistică arată cum a evoluat salariul mediu net din 1990 până 2011 în cele mai importante sectoare ale economiei. În 1990, cel mai bine plătit domeniu era industria extractivă. Economia țării era preponderent industrială, iar minerii aveau cele mai mari salarii. Salariul mediu net al unui miner era de 4.429 de lei, lei vechi în primul an post-revoluționar, ceea ce înseamnă 193 de dolari. Toate valorile au fost echivalate în dolari. În 2011, industria extractivă căzuse pe locul 3, salariul mediu net din acest sector se ridica la 2.649 lei, adică 869 dolari, un avans de peste 4 ori. Dar să revenim la comparația trecut-prezent, adică primul an de după Revoluție și anul 2011. În ciuda acestui avans, altul este cel mai bănos domeniu din 2011 și mai precis, domeniul intermedierilor financiare, care oferea în 2011 un salariu de 3.880 de lei, adică aproape 1.300 de dolari. Încă un fapt relevant, agricultura și construcțiile și-au pierdut din importanță în această perioadă, pierzând multe locuri în topul salariilor. În 1990, agricultura ocupa locul 7 cu 3.582 de lei, iar 2011 oferea agriculturii pe ultimul loc din cele 15, cu doar aproape 1.100 lei. Sectorul hotelier și al restaurantelor a rămas pe același loc în toți acești 21 de ani, adică ultimul.